Paștele. Ca o sărbătoare ținută la porunca lui Jehova Dumnezeu a fost sărbătorită de către izraeliții conduși de Moise, jos în țara Egiptului, în viacul al 16 lea înaintea erei noastre. Întâi născuți, atât ai oamenilor cât și ai animalelor din Egipt urmau să fie uciși de îngerul morții trimis de către Dumnezeu astfel încât să înfrângă rezistența încăpățânată a lui Faraon față de cererea lui Jehova și izraeliții să fie lăsați liberi să iasă din Egipt. Pentru ca proprii lor copii întâi născuți, cât și animalele domestice să fie ocrotiți și apărați, izraeliților li se porunciseră să jerfească și să mănânce jerfa de Paște în ziua 14-a lunii Abib sau Nisan. Este scris la Exod 12 cu 1 la 3. Jehova a vorbit lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului zicând, Această lună va fi pentru voi începutul lunilor, ea va fi pentru voi cea din tâi luna anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel zicând, în ziua 10 a acestei luni fiecare om să ia un el de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acestea, și toată adunarea lui Israel să-l jungie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii, ușii, cât și pragul de sus al caselor unde îl vor munca. Carne. Să mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume să mănânce cu azim și cu verdețuri amar. Această sărbătoare a fost celebrată de aceia care au format poporul ales al lui Dumnezeu până când, prin îngrijirea divină, a venit acela care avea să fie cu adevărat mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Așa ne este relatat la Ioan 1 cu 29. Și chiar în aceea zi în care jungheau izraeliții mielul lor de paște și îl mâncau împreună cu pâinea nedospită, în anul 33 după Hristos, mielul lui Dumnezeu avea să moară în aceea zi a jerfei de paște pentru a putea activa ca adevăratul miel de paște al cărui sânge are valoarea suficientă spre a șterge păcatul tuturor acelora care cred și îl primesc pe el ca jerfa lor pentru păcat. Înțelegând și apreciind această favoare divină, noi, creștinii din aceste zile, ne punem firească întrebare: Oare noi, cei care dorim să împlinim cuvintele consemnate în Evrei, capitolul 12, cu versetul 2, adică să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, vom mai sărbători Paștele? Pentru a putea găsi un răspuns satisfăcător să observăm faptul că primii creștini nu au menționat Paștele sau Easter, cum este numit în engleză, deoarece, așa cum ne arată Biblia, n-a existat nicio astfel de celebrare ținută de ei. Da, într-adevăr. Dar cu toate acestea, după ce apostolii au adormit și oameni ambițioși din biserică au început să se bizuiască pe propria lor înțelegere, s-a născut o controversă. Și anume, creștinii să celebreze sau nu Paștele Evreiesc. Astfel încât Iustin Martirul și Tertulian din secolele 2 și 3 au menționat o astfel de controversă. Unii au observat în mod religios Paștele Evreiesc, în timp ce alții, precum Arius, a fost citat de către istoricul Mosheim după cum urmează: Creștinii să nu țină niciun Paște, deoarece Pavel declară că Isus Hristos, care a fost omorât pentru noi, să fie mielul nostru pascal. Și cu adevărat, Apostolul Pavel la 1 Corinteni 5 cu versetul 7 ne spune următoarele, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Dar odată cu trecerea timpului, creștinii apostați care țineau Paștele au crescut la număr până când, prin secolul al IV-lea, ei au năpădit majoritatea adunărilor. Apoi a venit Constantin, abilul împărat religios și politic, care a luat acest creștinism apostat, l-a unit cu religiile păgâne din imperiul său și a format o religie de stat universal. Consiliul de la Nicea, din anul 325, anul Domnului, a fost cel care a fixat data acestei sărbători când a declarat că, pretutind de în Marea Sărbătoare de Paște, Trebuia să fie observată în prima duminică după prima lună plină după 21 martie. Așa s-a întâmplat că cei care se mărturiseau a fi creștini au început să sărbătorească Paștele, deși au existat multe controverse în rândurile lor până prin secolul al VI-lea sau al VII-lea. Haideți să analizăm în continuare cele mai reprezentative practici care însoțesc această sărbătoare pentru a le compara cu învățătura așternută în Sfintele Scripturi și apoi fiecare în parte să poată trage concluzia potrivită în funcție de conștiința sa.